Salutare, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi mergem de urgență în România. Suntem la KFC aici, am venit cu soțul. M-a adus la aeroport, la Luton. Și am venit să mâncăm ceva, după care mergem la aeroportul din Luton. O să mă duc singură în România, nu cu soțul. Spune și tu bună aici. Bună, bună! Și aștept de un frate. Întârziere. Ia. Se deschid porțile și lasă 635 de lei. Ne urcăm la avion în sfârșit. Este ora 7. Ne vedem la 2 jumate până la 7. Trebuie să așteptăm. Vedem în România. Hai să vă arăt, oameni buni, cu cine sunt aici. Cu nimeni alta decât surioara mea frumoasă. A venit după mine. N-avea cum să mă lase. Dai seama. Da. A doua zi. Suntem în stație. Așteptăm autobuzul. Eu trebuie să ajung în oraș. O să vă arăt pentru ce atâta gravă și urgență să ajung în România. Fiți pe fază. Haideți să vă arătăm și cum e în autobuz. Da. Retrăim momentele. Nu mai venim? Nu mai venim? Eu mai vin, de ce nu? Retrăiesc momentele vechi. Când eram eu studentă și mergeam cu autobuzul. În afară avem mașină în Anglia, dar trebuie să ne adaptăm la condiții. Și despre asta e viața. Să te adaptezi la orice condiții. Să fii în stare, să te adaptezi în orice condiții. Și dacă ai capacitatea asta, ești cea mai tare. Așa, asta e autobuzul. Da, urați-mi succes. Am ajuns în orașul Iași. Am luat o apă. Este extraordinar de cald. Mori respirând. Doar respirând și mori. E foarte cald, foarte cald. Gata și examenul. Laudat să fie Domnul. Sperăm să fie totul bine. Se afișează rezultatele în 48 de ore. Nu pot să-mi iau piatra de pe inimă până atunci. Până văd rezultatul final. Sperăm cu ajutorul Dumnezeu să fie totul bine. Mergem cu Deborica să mâncăm ceva. Ce vrei să mănânci, Debora? O să vă arătăm. Eu am ciorbiță de curcan și Debora are ciorbiță rădăuțeană. Se pare că surioarei mele îi place mai mult ciorbița mea. Și s-a dat la ciorba mea. Acum ciorba ei a rămas aici, întreagă. Nu știu cine mănâncă. Nu-mi place. Păi nimic, aveai și felul 2. Care o să mănânci tot, pentru că mie nu mai mi-e să mănânci. Veni și felul 2. Aici avem specialitatea casei Viteu. Și bulz moldovenesc. Cum e, drăguță? Bun. Cum? Este bun. Bun. Interesant. Cam dulce. Serios? Acum mergem să ne plimbăm puțin până la ora 5, că la 5 trebuie să merg la aeroport să mă îndrept înapoi spre căsuță, spre Anglia. Și haideți să vă arăt cât poate să fie de frumos aici. Cât poate să fie de frumos. E mult mai frumos în realitate. Da, așa e. Frumos. Zona care me duce spre Palace. Spre Palatul Culturii din Iași. Uitați. Suntem în Turcia.
prea frumos. Dubai vibes. Ce Dubai, fată? România vibes, poate. Aha, aproape. Palatul Culturii se vede de la mare distanță. Nu chiar foarte mare. Uite la acolo. Palatul Culturii. Am venit și la McDonald's. Eu vreau o limonadă și Deborah vrea un frappuccino. Ce de-a lumea aici la McDonald's? Așteptăm. Mergem spre aeroport. Și aici ne despărțim. Până câteva săptămâni. Ne întoarcem la nuntă. Se merită. Ora. Și ne spunem la revedere. Ne vedem de câteva săptămâni. Da. Peste 3 săptămâni, când o să vin eu la nuntă. Fata asta. Făcuță. Așa arată drumul spre poartă. Cam singură. Încă puțin și ajung acasă la copilașii mei. Mergem spre parcare. De acolo mă va lua soțul meu. Pot să vă spun că a fost cea mai interesantă călătorie de până acum din viața mea. Deci ieri eram tot prin zona asta. Am mers din Luton în România, am dormit o singură noapte în România, am dat examenul a doua zi și iată-mă în aceeași zi din nou în Anglia, în Marea Britanie. După cum bine puteți vedea și puteți auzi, vocea mea sunt foarte răcită. Foarte, foarte răcită, am nasul, da, vorbesc pe nas, îmi curge nasul de nepot. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut și peste acest examen care îmi stătea după cap. Acest examenul de licență pe care l-am susținut după 7 ani de zile. A fost examenul pe care trebuia să-l susțin acum 7 ani, dar fiindcă chiar atunci, în perioada aia, trebuie să dau naștere la primul meu copil prin cezariană. Nu am mai putut să mai susțin examenul de licență. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, puțină trudă și care, iată-mă la finalul acestui proiect, ca să-i zic așa, etape. Dragilor, sunt aici cu soțul meu. Ne îndreptăm spre Leeds. Asta a fost tot pentru vlogul de astăzi. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și că ne-ați urmărit până la capăt. Vă pupăm și vă așteptăm la următorul vlog. Pa, pa!